Bine. Astea sunt produsele pe care trebuie eu să le ascund pentru Ștefana și o să ne uităm pe aici să vedem ce și cum și unde și pe unde. Super. Am pus indiciile. Unde este Ștefana? Ștefana? Ah, Ștefana. Du-te să-ți pui indiciile. Eu le-am pus pe ale mele. Vezi? Păi, acum le pun și pe ale tale. Păi da. Facem la același timp. Deci te duci și-ți pui indiciile la produse. Păi de-aia ne ajută domnișoara din magazin, okay. Să nu le găsești pe ale mele. Da. Și după aia începem, da? Foarte curioasă ce este. Am aici primul indiciu pe care trebuie să-l dau Ștefanei. A ieșit Ștefana din magazin foarte încântată că a terminat de pus indiciile. De-aia n-a înțeles ideea, dacă eu îi dau ei un indiciu, indiciul trebuie să-l ducă la primul produs. Și la primul produs, în mod normal, trebuie să găsească indiciul pentru produsul 2. Și ea a pus gen indiciul 2 pe produsul 2. Adică eu găsesc primul produs și cum mă duc la al doilea, că nu știu care este. Hai zine, uite băieții ăștia. Băieții ăștia au zis să le zic și lor ceva de o reclamă. Zine mai multe. Așteptăm la Black în Morbăneasa, la etajul 2, să mâncați și mai mult burger. Ia auzi, câți bani? Poftim? Câți bani? E, mai contează. Păi zine. Oamenii trebuie burger pe la 27 de lei, dar e mare. Ia auzi, e mare. Bine, pe ne vedem acolo. Zi. Pa. Așteptăm. Uite aici avește pan. Asta este, stai așa să ne vedem. Păi ne vedem, uite, suntem vlog în vlog. Asta e indiciul meu și îl dau ei. Asta e al meu. Și ar trebui acum să intrăm în magazin și să-l căutăm, nu? Da. I-ai spus să ne dea un coș? Nu. Hai să-i zice să ne dea un coș. Uitați ce de bunătăți aici în magazin. Wow, câte gift set-uri. Mai puțin plăcut. Cât ai coșul, mulțumim. Cu plăcere. Haide, Ștefana, să vedem cum găsești tu. Deci zice demachiantul. Voi vedeți ce scrie acolo? Demachiantul care topește tot de pe față. Miroase a mușețel. Să căutăm. Mușețel. Ceva cu mușețel. Un demachiant trebuie să fie. Un demachiant cu mușețel. M-am dus să întreb cum se zice la mușețel în engleză, că nu mă pricep. Vitamina C, nu. Nutriguides, nu. Vitamina E, nu. Aici este un indiciu pentru Ștefana, de aia nu știe. Oils, nu. Tea tree, nu, dar sunt foarte mișto chestiile astea. Aloe, Japanese. Găsit un indiciu, ăla e indiciul meu. Gâr. Ai, mă, că nu-i corect. Nu-mi place jocul ăsta. Ce să ia? O să trișăm. Zine unde sunt chestiile cu mușețel. Că noi înainte. Mușețel. Chestiile cu mușețel. Mușețel. Mușețelul e pe aici? There you go, aici erai. Aici erai. Ha, mă, lasă-mă în pace. Bun, am găsit demachiantul. O să punem aici jos coșulețul. Și bănuiesc că ăsta este testerul. O să iau un produs mai din spate. Punem aici. Și luăm ceva, un exfoliant, auzi, să fie vlogul ăsta super nefocalizat, deci. Exfoliantul care îndepărtează pielea moartă și gândurile rele are miros oriental. Bă, ce om ești, frate, mi-ai pus niște indicii. Trebuie să fie un exfoliant, miros oriental, ce miros oriental, n-am nicio idee. Dar n-are cum să fie British Rose, nu este oriental. Mai sus, pink grapefruit, miros oriental, că e călduț, minunat, îmi place jocul ăsta și acum e mai cald? E foarte cald. E foarte cald, E foarte cald, miros oriental, moringa, free. Călduț. Deci aici nu are cum să fiu eu, e călduț, îmi dau mai dreapta, e mai cald? Nu, e mai rece. E mai rece. E perfect. E foarte cald, frige. Nu, deci frige este, păi e pe aici dacă frige. Nu? Pe aici frige, pe aici frige. Am găsit, e vorba de Wild Argan Oil. Și aici este. Am luat produsul și l-am pus în coș. Și acum să vedem. Nu e ceai, dar e verde. Are formă pătrată și aproape că l-ai pune în bucătărie. Nu, dar e o proastă cu urmă. Nu e. Te-am prins și ziceai de mine, da, ce om rău. Nu e ceai, dar e verde. Nu e ceai, dar e verde și are formă de la prima bucătărie. Bă, ce indicii sunt astea? Tot aici trebuie să vin, nu? D-N-I-D aici.
am găsit, este un gift box. Gift bag, gift ceva. This is it. Aha, găsești Denisa încă un indiciu. Pleacă, ia mă câte ai. Ia uite. Ia uite mă câte am eu, mai puține. Ce fail. Zice, imaginează-ți mirosul Crăciunului sub formă de gel de duș. Bă, dă-te, ce indiciu e frățicuțul ăsta? Gel de duș și atât. Am gel de duș și miros de Crăciun. De Crăciun. Trebuie să fie ceva cu ginger. Ginger? Nu? Gândește. Mă mai gândesc? Oh, damn, ce că trebuie să mă mai gândesc. Nu, dar avem o parte de Crăciun aici. De Crăciun acolo. Da. Mm. Da. Nu ne descurcăm joc și noi am făcut regulile. Este un gel de Frosted Berries? Nu. Nu, nu e Frosted Berries. Frosted Berries sunt astea, dacă vă plac, dar Ștefan a spus că nu-mi plac. Aha! Asta este! Vanilla chai, ce drăguț! Shower gel, yay! This is it, this is mine! Îl punem în coș și să vedem indiciul următor. Săpunul în culoarea clementinelor coapte. Doamne, ia câte engleză o fi crezând că știu eu. Oh, well, zic, mai apare și fata mea. Propus asuma. Săpun, deci este un săpun. Un săpun cu satsuma. Nu cu portocalii. Cu portocalii, da, corect. Venis, ăsta era su sau era? Da, su, a. Curățarea, ajută la curățarea tenului, mânguindu-l cu textura sa poroasă. Mi-am luat săpunul satsuma. Trebuie să mai învăț engleză, că așa nu merge, nu mă descurc deloc dacă nu am așteptare. Poți să-l auzi. Și tot la ultima, ajută la curățarea tenului, da, deci trebuie să fie un scrub, nu? Nu vreau să-mi zică, da, dar tu ai avut 7. Pe gel de duș și piele și ajută tare. Oh, ce indiciu tare i-am dat. În buretele de baie. Le-a găsit, mă. A, uite, era Blanci, chiar răsui? Era un amic aici, ha! Frate, bătut? M-a bătut. Cine? M-a bătut Ștefana, ea a găsit tot, ia! Arată-ne, ai găsit tot? Da, uite, am făcut numele între ei. Ce nașpa! Frate, așa la prățarea te-am îngrijit cu textura sa poroasă. Ce are textura poroasă? Sunt scrap de față, nu? Poros, știi ce înseamnă? Adică abraziv. Da, exact. Cu o formă mai... Haideți să râdem de Denisa cum se gândește ce înseamnă poros. Am înțeles, engleză nu știi, dar română? Nu mă lasă. Nu, deci trebuie să fie oare un om, o de-asta de... Ajută la curățare. Ca un clot, ceva? Aha, aha. Hai. Deci accesoriu. Nu-mi place jocul ăsta, și eu l-am propus. Dar de ce? Accesoriile sunt în zonele acestea. Sunt în zonele acestea, în aceste zone, adică de jos. Ia, vedem. Ori aici? Ori aici? Nu? Mi-ai pus ceva în bilet? Da. Și trebuie să fie aici? Stai. Da, este. Este aici? Este. L-am pus atât de bine? Hai să ne uităm mai bine. Nu știu. Da. Dar, zi-mi, asta era? Da, super da, soft era. Asta? Nu, nu e asta, nu-i trecele. Stai. Da, ăla este. Asta era ceva. This is it. This. Se vocalizează? Bine. Auzi, mă zice ea mie că nu știu ce este poros, dar ea nu a respectat nicio regulă a jocului. Hai să ne așezăm undeva, da. Aici, jos, cred, și să vedem fiecare ce cadou așa a primit. Bun. Mamă, vlogul ăsta e super... haotic. Da, dar a durat 5 minute. Ah, da. Bun. Deci, Ștefana, ce ți-a ales prietena ta, dragă, deci, de Nisa? Am un burețel de bani. Așa. Un exfoliant cu cocos. Cu șervețele cu vitamina E. Săpun cu miericică. That's so nice. Da. O cutiuță drăguță cu șea. Cum ți s-a părut indiciul de la ăsta cu șea? Ți-a plăcut? Da. Un bed freezer și core minimizer. De asta sunt atât de încântată. Serios? Da, da. Mamă, ce bine te-am nimerit. Da. Și mie îmi place gama asta de mor. Hai, arată-ne și tu ce e. Hey! Eu am așa. În primul rând, nu exersația asta acasă. A fost un joc teribil, m-am enervat. Așa. Ăsta ce este? Este un gift cum e la bag box. Mie, da. E cu green tea. Și este cu green tea. Da, eu am avut, cred că am avut aproape toată gama green tea. Foarte mișto.
De asta sunt cea mai încântată. Cea mai încântată. Este un exfoliant. Ștefana știe că eu iubesc exfoliantele. De asta sunt cea mai curioasă. Dar n-am că să pun da. Asta și un exfoliant. Și da, 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 sunt asemănătoare. Da. De asta chiar. De ăsta sunt atât de curioasă. Deci am zis foarte multe păreri bune și a trebuit să fie foarte tare. I-am zis Ștefanie că mie îmi plac super mult gelurile de duș, pot să am 1000 și văd că mi-a pus unul, dar nu mă ajungeam să găsească unul cu vanila. Oh, so happy. Păi și mi-a mai pus chestia asta de care sunt super încântată. Super încântată. Super, super încântată. Deci, yay! Deci a fost super, 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 super fun. Și apoi să mâncăm. Da. Sunt acasă, îmi dau seama cam cât de messy și deloc obișnuit este fundalul pentru clipul ăsta și cam cât de amețit e el față de ce fac eu de obicei. Am împachetat și cu tot cadouașul pe care mi l-a pregătit Ștefana în colaborare cu The Body Shop, ca să zicem așa, că asta e și ziceam, zic, hai că ne-am făcut și cadouri de Crăciun în altea. Mi-am păstrat și bilețelele, pentru că eu sunt genul de persoană care păstrează lucrurile mărunte. Și mai am să vă spun o singură treabă, și anume că, nu știu cât s-a înțeles din clip, însă am vorbit cu cei de la The Body Shop și am reușit să găsesc un cadouaș pentru una dintre voi, pentru că tot vine Crăciunul. Și pentru că așa este frumos să facem cadouri. Așadar, ăsta este un set, ceva cu Honey Mania Shower Soft and Set. Este un set de baie unde avem așa, un body butter, o cremă de mâini și un gel de duș, plus un asemenea brățel. Nu mai spun cât de drăguță este... este gentuța. Așadar, ca să câștigați acest micuț porfard cu bunătăți, nu trebuie decât să îmi lăsați un comentariu la acest video, iar eu am să aleg o câștigătoare și nu pot să vă promit că o să-l primiți de Crăciun, e imposibil, însă am să încerc să îl trimit după Crăciun și la voi probabil o să ajungă undeva în ianuarie. Giveaway-ul sau concursul sau cadoul de Crăciun, cum vreți voi să numiți vânătoarea de cadouri, ca așa se numește și clipul, să spunem că începe astăzi și pe 25 de Crăciun am să anunț o câștigătoare pe Facebook. Deci trebuie să mă urmăresc și pe pagina de Facebook ca să vedeți acolo cine l-a câștigat. Și pagina de Facebook o găsiți în secțiunea de descrieri. Așadar, acestea fiind spuse, mulțumesc mult că v-ați uitat la acest clip, sper că v-a plăcut și că v-ați distrat alături de noi și ne revedem în următorul. Pa, pa!